Bună, dragilor! Spun dragilor pentru că acest video este mai mult pentru fete. Nu știu dacă vă uitați și voi, băieților. De obicei am subiecte pentru ambele sexe pentru că vorbim despre psihologie, meditație, yoga, cum să trecem peste anxietate. Vă ofer tot felul de tehnici de dezvoltare personală, dar din când în când, așa cum v-am obișnuit, vă fac așa o introducere în viața mea puțin mai personală și vă arăt ce mă pasionează într-o anumită perioadă și cum îmi urmez această pasiune. De data aceasta o să vorbim despre hainele vintage, pentru că aceasta este o nouă pasiune de-a mea. Este o pasiune cam de 6 luni de zile, cred că m-a apucat, de când eu împreună cu partenerul meu am introdus în familie o mașină de epocă. Este o mașină din anii 50 și pentru ea am vrut să am o ținută, măcar să creez așa o realitate paralelă în trecut, atunci când mă plimb cu mașina, adică să introduc mai multe elemente din acel timp. Și astfel am început să mă documentez, să mă interesez, să mă mâni și am observat că de fapt chiar îmi place acest subiect foarte mult și am început să mă pasioneze moda vintage. O să vă spun și de ce și în acest video, nu numai că o să vă arăt ce mi-am luat până acum și o să le și probez, dar o să vă spun și de unde le-am luat, cam cât costă, la ce să vă uitați atunci când vreți să vă cumpărați haine vintage, de unde să le luați și mai ales cum să le îngrijiți, pentru că și ăsta este un subiect foarte important. Și nu știu dacă ați văzut video-ul meu de acum câteva luni, dar în această încercare a mea de a-mi găsi o ținută vintage, a fost cu prietena mea Laura Călin prin București și nu am găsit mare lucru pentru că majoritatea magazinelor de vintage din București sunt dedicate mai mult hainelor retro, adică hainelor din anii 70, 80, 90. Vintage însă înseamnă real înainte de anii 70. De aceea nu am găsit și acestea se găsesc mai mult online. O să vă spun de unde le-am luat, am luat câteva și din România, dar majoritatea sunt din afară și o să le luăm rând pe rând și o să vă spun povestea lor. În primul rând să vă spun de unde le-am luat și cu ce site-uri am rezonat eu cel mai mult în acest proces de achiziționare a hainelor vintage. Nu este tocmai simplu, pentru că trebuie să fii foarte atent la mărime, trebuie să fii foarte atent dacă acea piesă este cu adevărat vintage sau nu, dacă are defecte majore sau poate fi purtată. Deci sunt mai multe lucruri la care te uiți. Nu e ca și cum te-ai uita pe un site de haine actuale de la Zara, că știi clar că va fi într-o condiție bună, că este reală și așa mai departe. Și că are un preț corect. Pe când la vintage este un fel de licitație de artă, ca să-i spunem așa, deci sunt și căi foarte sigure, dar sunt și oameni care încearcă să profite de această pasiune a unora. Eu am rezonat cel mai mult cu eBay. Site-ul eBay este un site foarte cunoscut internațional și iubitorii de vintage au găsit în acest eBay o platformă sigură prin care ei să vândă și să achiziționeze hainele. De ce am rezonat foarte mult cu eBay? În primul rând pentru că am găsit cea mai ok selecție de haine. În al doilea rând pentru că eBay-ul are niște modalități foarte interesante prin care poți licita pentru o piesă sau poți spune tu cât vrei să oferi, deci poți oarecum să negociezi cu vânzătorul. Eu rezonez foarte mult cu această practică, pentru că, nu știu, îmi place de obicei să negociez și m-a ajutat foarte mult în acest proces de achiziționare, pentru că uneori nu vreau să dau chiar atât de mult pe o piesă și acel vânzător, probabil stând foarte mult timp cu, acel articol vestimentar, a acceptat și un preț mai mic, ceea ce mie mi s-a părut super, super ok. O să vă spun și despre care piese este vorba, dar pentru mine eBay-ul, deci majoritatea de ei sunt de pe eBay. Interesându-mă de această practică de achiziționare a hainelor vintage, vă pot spune că tot la fel de cunoscut ca și eBay-ul este site-ul Etsy. Acolo pe Etsy sunt la fel foarte mulți oameni care vând haine vintage, care cumpără,
Este la fel o platformă sigură și este o platformă cunoscută pentru artiști, pentru cei care fac lucruri handmade și pentru cei care vând lucruri vintage, fie haine, fie obiecte de decor, fie artă și așa mai departe. Deci Etsy este la fel o platformă foarte, foarte cunoscută pentru acest domeniu. Eu nu am cumpărat nimic de pe Etsy pentru că, v-am spus, am rezonat mult mai mult cu eBay-ul și cu modul în care funcționează acesta. În România am găsit așa, am găsit pe Vintage Boutique, care este un site destul de mare, este un site foarte, foarte profesionist pentru acest domeniu, adică are foarte, foarte multe articole și sunt împărțite toate aceste articole vestimentare pe decade, adică dacă te interesează anii 20, anii 30, anii 40, anii 50, poți să apeși direct pe acea categorie și ai o listă lungă, lungă de articole. Singura problemă pe care am văzut-o cu acest site este că majoritatea nu sunt pe stoc și trebuie întotdeauna, înainte să achiziționezi, să dai un mail, să întrebi dacă cumva acel articol mai este pe stoc. Un alt site de pe care mi-am luat două sau chiar trei articole, tot din România, este retrovintage.ro. Din păcate, acest site nu are haine atât de vintage, adică eu am găsit printr-un noroc o rochie din anii 60, dar nimic mai devreme de atât și acela cred că chiar a fost un noroc și nici nu mi se pare că sunt atât de bine datate, adică spun în general rochie vintage, dar la majoritatea nu spun din ce decadă sunt, pentru că probabil nu știu nici ei. Dar toate articolele pe care mi le-am luat au fost foarte, foarte frumoase și la un preț foarte, foarte mic, și ceea ce mi s-a părut genial. Acum, eu zic să încep să vă arăt niște rochii, pentru că altfel o să vă plictisiți și vă mai povestesc în timp ce vă arăt și articolele. O să vă mai povestim de branduri vintage, pentru că este mult mai ușor să cauți după brand, mai ales pe eBay. Dacă cumva știi brandul vintage cu care rezonezi, este mult mai ușor să-l cauți așa, pentru că știi clar că este vintage, știi clar marja de preț în care se învârte, știi... Ai o selecție mult mai clară, pentru că dacă cauți rochie vintage pe eBay o să primești mii și mii de rezultate. Dar așa, știind exact brandul specific, este mult, mult mai exactă căutarea. Eu zic să începem invers, o să începem cu cele mai noi și o să ne oprim la cele mai vechi. O să începem cu ceva din anii 70. Este o jachetă pe care vreau să vă arăt, știu că nu este chiar vintage, este retro, dar este foarte frumoasă și... Apoi o să ne mișcăm ușor, ușor prin decade până la 1880. Da, mi s-a părut genial. Chiar am găsit ceva din 1880. Începem însă cu anii 70 și este această jachetă. Am găsit-o pe site-ul Retro Vintage și a costat, cred că, 80 de lei. Mi se pare superbă. Are... aceste accesorii de metal, este din catifea, este un bomber jacket, este destul de scurtă și mi s-a părut foarte, foarte frumușică și mai ales prețul a fost... nu puteam să nu o iau. Aceasta am curățat-o la curățătorie. Asta e foarte, un subiect foarte important de asemenea. Majoritatea hainelor vintage, atunci când vin, au un miros destul de neplăcut sau poate smurdare, poate au pete și trebuie curățate. Cu hainele vintage trebuie să avem însă mare grijă. Aceasta am dus-o la curățătorie, din fericire n-a pățit nimic, în afară că unul dintre aceste accesorii s-a rupt și i-au picat toate mărgelele. Din fericire, fetele de la spălătorie au fost atente și mi l-au dat și eu apoi le-am cusut la loc. Deci acesta a fost primul articol. Al doilea articol este tot de pe site-ul Retro Vintage și este o rochie din anii 60. Aceasta e rochia aia de care vă spuneam că a fost un noroc că am găsit-o. Este această modă, acest trend al anilor 60 cu rochii colorate și scurte se numește mod. Dacă o să căutați pe eBay sau pe Etsy mod, mod dresses, o să găsiți acest gen de rochii scurte,
cu imprimeuri destul de colorate și foarte, foarte interesante. Dacă știți, este moda filmului Austin Powers. Da, deci asta e moda anilor 60. Rochițe scurte, cizme albe sau cizme colorate. Și mi s-a părut foarte, foarte interesantă și foarte drăguță. Dacă vedeți, are și niște paiete foarte frumoase. Și ea este dintr-un brocart. Aceasta a costat 60 de lei și a trebuit să o strâmtez. Îmi era destul de mare. Și la fel am curățat-o la curățătorie și din fericire a supraviețuit cu brio. Aceasta e ultima achiziție pe care am făcut-o. A ajuns acum 2 sau 3 săptămâni. Vă spun că toate comenzile de pe eBay pe care le-am făcut, majoritatea fiind din America, au ajuns foarte repede și în siguranță cu poșta română. Am avut piese care au venit din zona Hawaii, am avut piese care au venit din zona Jamaica, am avut piese care au venit din zona New Orleans, toate au ajuns cam în 2 săptămâni maxim, în siguranță, v-am spus, totul a fost foarte safe, numai că atunci când le ridici de la poștă, trebuie să plătești o taxă vamală, deci orice piesă peste, nu știu, $17, are taxe vamale de care nu știi atunci când plătești pe eBay, nu are cum să-ți spună nimeni asta, nu are cum să spună vânzătorul asta și cred că taxele vamale sunt cam 15%, 15% sau, da, ceva de genul, chiar nu știu exact, dar oricum să țineți cont de ele. Și piesa pe care am luat-o ultima oară este această rochie de seară superbă, este din anii 60, este dintr-un voal, acestea sunt pene de marabu. Nu știam exact ce înseamnă asta, sunt pene ale unei păsări, nu sunt adepta blănurilor sau penelor de animale reale, adică orice în afară de artificial. Dar folosirea în continuare a unei haine care oricum a fost făcută acum foarte, foarte mulți ani mi se pare cât de cât corectă, adică nu mi s-ar părea ok să fie aruncată și să nu mai fie purtată. Nu sunt de acord să încurajez în continuare această practică, dar această piesă mi s-a părut deosebită. Această rochie a costat, deci ea era postată pe eBay cu prețul de 90 de euro și eu i-am oferit 60 de euro vânzătorului și a acceptat. Prețul transportului era destul de mic, cred că era undeva la 20 de euro, deci trebuie să luați și asta în calcul pentru că fiecare vânzător își postează costul transportului. Unii au 15 euro, unii au 20 ceva de euro, unii au 50 de euro, deci contează foarte mult de la vânzător la vânzător. Desigur că o să vreau să-mi spuneți ce piesă vestimentară vă place cel mai mult. Chiar sunt curioasă să văd ce părere aveți. Am trecut de la anii 60 la anii 50. Anii 50 sunt cei cu care eu până acum rezonez cel mai mult. V-am spus, nu sunt foarte veche în acest domeniu și poate în curând voi descoperi altă decadă cu care rezonez mai mult, dar până acum pot să spun că anii 50... Mi-au plăcut cel mai mult pentru că îmi plac foarte mult aceste rochii cloș în formă de a, aceste rochii care de obicei au și crinolină sau cum se numește chestia aceea de dedesubt dintr-un tiul foarte, foarte gros. Această rochie am luat-o de pe Vintage Boutique, acel site de care vă spuneam, din România. Este, după cum am spus, din anii 50, este o rochie dintr-un bumbac foarte gros cu acest imprimeu de batic. Este o rochie care are acest tul foarte gros pe dedesubt și astfel fusta este foarte, foarte amplă. Aceasta cred că a fost cam... nu mai știu sigur, cred că 110 lei, ceva de genul, cam așa. O a doua roche din anii 50
luată de pe eBay. Aceasta este chiar prima pe care am comandat-o și care pot să spun că îmi place enorm. Este aceasta. Este din organza. Majoritatea, adică, nu că majoritatea, toate hainele vintage, mai ales din anii 50-40, sunt din materiale naturale, ceea ce este minunat. Materialele sintetice au apărut în anii 60, la fel ca și fermoarele. Eu am tot încercat să-mi dau seama cum îți dai seama că o haine, o rochie sau da, un articol vestimentar este cu adevărat vintage. Există diferite semne după care să te uiți. De exemplu, fermoarele de plastic nu au fost inventate decât în anul... Adică nu că nu au fost inventate, ele fusese reinventate, dar n-au început să fie folosite în producția de masă decât începând din anii 60. Deci tot ceea ce este înainte de anii 60 avea aceste fermoare de metal. Uitați-vă. Da? Apoi la cusături. Acest gen de cusături cu, știți, făcute cu acea foarfecă cu zimți, dacă cumva ați avut pe cineva în domeniul, vreo bunică care croia sau ceva, acestea sunt specifice anilor 50 de asemenea. Deci sunt tot felul de lucruri la care ne putem uita astfel încât să datăm o piesă vestimentară. Aceasta a costat cam 60 de euro. O altă rochie din anii 50, aceasta luată de pe site-ul Vintage Boutique, este aceasta. Mi se pare superbă, această rochie a venit într-o stare impecabilă, chiar dacă are această culoare foarte deschisă, nu are niciun fel de defect, este ca nouă. La fel are un, un fermoar de metal și mi se pare foarte, foarte finuț, este la fel dintr-un brocard, dar mai subțire de data aceasta. Și îmi place acest pattern pentru că seamănă foarte, foarte mult cu floarea vieții, dacă știți. Suntem încă la anii 50 și acum o să vă arăt rochia mea favorită. Chiar este preferata mea din tot ceea ce mi-am luat până acum. Este o rochie Suzy Peret. După cum v-am spus, este foarte ușor dacă cunoști niște branduri de vintage. Suzy Peret era o designeriță din anii 40-50-60. Foarte cunoscută, era un designer pentru masă, dar cu modele de la marile case de modă. De exemplu, aceasta este o rochie Suzy Peret, dar făcută după un tipar de Dior. În acea vreme, marile case de modă, cum ar fi Dior, își vindeau din tipare și din modelele pe care le creaseră deja unor case de modă mai mici, astfel încât acestea să fie accesibile ca și preț pentru publicul mai larg. Aceasta este, după cum am spus, o rochie, un model Dior, dar făcut de Suzy Peret și, în general, rochile Suzy Peret sunt superbe. Sincer, le-am tot căutat, adică este una dintre căutările mele favorite pe eBay. Caut Suzy Peret și sunt acolo nenumărate rochii. De obicei sunt destul de scumpe pentru că este destul de cunoscută în această industrie de haine vintage, dar pentru că sunt și destul de deosebite. Am auzit prima oară de Suzy Peret de la Andreea Balaban, pentru că ea este singura de la noi care chiar cunoaște în detaliu această pasiune a vintage-ului. Și asta l-am căutat și eu și am găsit-o pe aceasta. Catifeaua aceasta este de o calitate extraordinară, pentru că gândiți-vă că are 70 de ani și ea este impecabilă. Adică zici că a fost scoasă din fabrică ieri și este foarte, foarte groasă și foarte calitativă, așa, nu știu, foarte lux, luxury. Exact la asta mă duce cu gândul. La fel, fermoarul este de metal și uitați-vă la acest gen de cusături. Adică nu se compară cu cusăturile care ies acum din fabricile de haine. Asta zici că e făcută de mână. Adică probabil chiar era făcută de mână. Și pentru că vorbeam de branduri, de nume, de case de modă din acele vremuri. Încă o rochie care este tot un nume important, dar de care am uitat să menționez, este cea cu pene. Această rochie este Lily Diamond.
Atât Suzy Perez cât și Lily Diamond sunt case de modă din America, dar la fel și aceasta este foarte cunoscută și Lily Diamond era specializată pe rochii de seară. La fel dacă o să căutați pe eBay Lily Diamond, o să vă dea o selecție foarte, foarte interesantă. De obicei, la fel sunt mai scumpe, dar eu ceea ce am găsit a fost la un preț ok, nu știu cum de. În tot acest research al meu despre hainele vintage, am notat care sunt cam cele mai importante branduri de vintage, mai ales din America, pentru că acestea se găsesc destul de mult pe eBay și Etsy. Și le-am notat aici și o să vi le las și vouă în descriere, dar acum vi le citesc repede. Emma Domb este specializată pe rochii de seară, Syl Chapman, la fel pe rochii de seară, Dorothy O'Hara, o să vă arăt că următoarea rochie este Dorothy O'Hara, Lily Diamond, v-am spus, este rochia cu pene, Lily Ann, Suzy Perret, este cea de catifa, Malcolm Starr și Lee Delman. O să vi le las atașate în descriere, în caz că vreți să faceți și voi niște research și dacă găsiți chestii interesante, spuneți-mi și mie, lăsați-mi un link pe Instagram. Cine știe, dacă cumva nu vreți să le luați voi, poate îmi plac mie. Următoarea rochie este Dorothy O'Hara. Dorothy O'Hara este într-adevăr, cred că, mai cunoscută decât Suzy Perret. Și ea are aceste croieli specifice. Are aceste croieli... acum am trecut la anii 40, am uitat să vă spun. În anii 40, totul este puțin mai sobru, dar sunt aceste croieli mai pe corp. Dorothy O'Hara este cunoscută pentru aceste croieli care pun în evidență formele corpului unei femei. După cum vedeți, aceasta este strânsă în talie și prin aceste buzunare exagerate și aceste colțuri evidențiază zona șoldurilor. Mie acest model mi s-a părut foarte interesant pentru că este un model extrem de actual. Mi se pare un model foarte modern, dar totuși este din anii 40. Această rochie este făcută din raion, așa se numește acest material, care este destul de întâlnit în anii 40 și 50. Este un material natural, dar destul de sensibil. De exemplu, această rochie are niște defecte destul de mari, are niște defecte chiar aici în zona brațelor. Materialul pur și simplu s-a subțiat foarte mult și s-a și decolorat aici pe brațul stâng. Nu pot să zic că mă deranjează extraordinar pentru că mi se pare modelul atât de interesant încât această decolorare poate să treacă ca și cum ar fi intenționată. La fel, fermoarul este din metal și cusăturile la fel de dezordonate. Această rochie nu a putut fi curățată la curățătorie pentru că mi s-a spus acolo că nu ar fi rezistat. Dacă materialul deja este atât de subțiat, la curățătoria chimică cu siguranță ar fi cedat. Și atunci ce am făcut? M-am uitat eu pe net și următoarea variantă optimă pentru curățarea hainelor vintage este să le bagi în cadă. Umpli cada cu apă călduță, pui detergent, scufunzi rochia în apă și o lași acolo, în funcție de cât e de murdare, de ce mirosare, de la o oră la câteva ore, poți să schimbi apa de mai multe ori, dar nu o freci, nu îi faci nimic, pur și simplu o lași, cel puțin o presezi așa puțin cu mâinile și apoi o clătești cu dușul. O lași atârnată de un umeraj sau o poți tapota cu un prosop, dacă cumva e prea grea pe umeraj să nu cumva să se rupă, o poți pune pe un prosop curat alb și să iei excesul de apă cu acel prosop și de-abia apoi să o pui pe umeraj. Deci există nenumărate variante, chiar dacă nu o putem duce la curățătorie. Dacă cumva acea rochie sau acel articol este din mătase, după această spălare cu detergent, poți pune și niște oțet în apă, ceea ce acest oțet îi dă cumva, îi redă textura mătăsii. Din 1940 trecem în 1880 la cel mai vechi articol achiziționat. Este
Această jachetă din era victoriană, vă dați seama? Nu mi-a venit să cred atunci când am găsit-o și mă rog, de obicei, cei interesați de vintage, deja asta nu mai este vintage, este antic. Adică vintage este până în anii 70, de la 1900 înapoi este deja antichitate, nu mai este vintage. Sunt oameni care sunt pasionați doar de acea perioadă, de era victoriană-edwardiană. Sunt oameni care chiar se îmbracă în haine de acel gen, dar foarte puține dintre ele mai pot fi folosite, pentru că vă dați seama că materialele sunt destul de sensibile. Dar haideți să vă arăt această jachetă minunată. Mi se pare croiala la fel extrem de actuală. Este, nici nu știu ce material să zic că e ăsta, este un material destul de gros, este ca un fâș și tocmai acest fâș mi se pare extrem de actual și mai ales această codiță de la spate, vedeți cum are această croială foarte interesantă. Aceasta de obicei se purta ca și bluză finală, adică peste toate nebunile care erau de desubt, aceasta era bluza de deasupra și cu o fustă foarte, foarte amplă. Nu mi-am luat o fustă de genul pentru că nu aveam ce face cu ea, dar această jachetă mi s-a părut că aș putea să o incorporez foarte, foarte ușor într-o ținută. Ce nu mi-am dat eu seama, neștiutoare fiind, este că acest articol este destul de sensibil. Vă dați seama că acest material și această haină are peste 140 de ani. 140 de ani! Deci ce pretenție pot să am eu de la ea, să o pun pe mine, să o port unde? Dar am zis că măcar pentru, nu știu, niște poze sau poate pur și simplu să o port jumătate de oră cu o ținută și apoi să o dau jos. Dar uitați-vă cât de frumoasă! Deci are o lucrătură extraordinară de mărgele, acești nasturi care sunt croșetați cumva și uitați-vă înăuntru cum era făcută. Acestea chiar sunt făcute de mână, adică nu era niciun fel de... Uitați-vă puțin cum arată și atunci când a venit are acest material în interiorul mânecii care, nu știu, cred că e un fel de țesătură de care se destramă deja, vedeți? Și aceasta o să o rup cu totul. Asta mi-a recomandat și vânzătorul că nu folosește neapărat la nimic, este un fel de căptușeală. Și aceasta se destramă pentru că materialul ăsta deja și-a găsit după 140 de ani, a zis că cedează. Dar în rest, ea este superbă. Downside-ul este că mi este mică. Nu o pot purta decât deschisă. Nu mă așteptam la asta, sincer, dar femeile în perioada erau chiar mai mici decât mine. Și asta este o altă temă în achiziționarea de vintage, este măsura. Măsurile din acea vreme nu corespund cu măsurile actuale. Deci nu te uiți, aport 36, mă uit după măsura 36. Nu există așa ceva. Oricum erau altfel măsurile și oricum erau alte proporții la vremea aceea. De aceea toți vânzătorii profesioniști oferă măsuri în centimetri sau în inci. Aceasta avea măsuri în inci, m-am măsurat, nu știu ce am calculat eu acolo, am zis că îmi vine... Nu-mi vine, este destul de mică, dar oricum v-am spus că nu cred că aș putea să o port prea mult timp pentru că mi-e frică să nu cumva să o stric. Aceasta nu am spălat-o, am lăsat-o la aerisit, nu miroase foarte, nu prea miroase a nimic, dar mi-este frică să o spăl, singura variantă ar fi tot așa în cadă, dar mi-e frică să nu cumva să-i stric aceste mărgele. Și voi vedea ce voi face cu ea, dar este ceva foarte, foarte deosebit și, nu știu, parcă are, nu știu, simplu gând că este atât de veche și că a fost martoră la acele vremuri, mi se pare fascinant și cred că asta mă fascinează la toate hainele vintage.
Înainte, când eram paranoică și superstițioasă, aș fi zis: aoleo, nu, vintage, second hand. Mi-era cumva frică de energia aceea a trecutului și de energia altor oameni. Pe când acum m-am calmat, v-am spus că de ceva ani am renunțat la tot felul de superstiții și nebunii care nu făceau decât să-mi îngreuneze viața. Și astfel acum pot să mă bucur și de lucruri vintage și chiar să fiu fascinată de acele vremuri și că aceste articole au fost martori la mai multe vieți, poate. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă aveți întrebări legate de vintage, lăsați-mi-le în comentarii. Nu știu dacă vă știu exact să vă răspund, dar sper din tot sufletul. Și dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să-mi spuneți, pentru că pe mine v-am spus, chiar mă pasionează acest subiect și mi-ar plăcea să pot să împărtășesc mai departe această pasiune cu voi. Poate o să mai iau articole, poate nu. Și mai ales spuneți-mi ce articol v-a plăcut cel mai mult, cum îmi vine, ce credeți că este cel mai purtabil și ce energie v-a plăcut cel mai mult a cărui articol. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o viață magică!